Bună, meu prieten Mircea de la Oșorhei are un mare necaz în familia lui. Doi nepoți, Emanuel și Gabriel, au suferit un grav accident. Din păcate, Emanuel nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l odihnească și să fie țărâna ușoară. Bunul meu prieten Mircea vrea să aducă un ultim omagiu pentru scumpului nepot Emanuel prin mine cu această doină în amintirea lui Emanuel. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe Gabriel Dumnezeu să-l țină sănătos, să poată să treacă peste acest mare necaz.
mia. Vai mașină, mi-ai mâncat viața toată. Într-un accident nenorocit, vai, 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 vai. Într-un accident cumplit, dă-i frața nenorocit, în frața-i nenorocită, bă. E Manuel cu trezește. E Manuel cu trezește. Fratele lui să căiește. Da, nu mai rece face. Doamne, că m-a rămas fără frace, a rămas în cur pe lume, dar de frace cui mai spune. Că a rămas singur pe lume, și a familiei lui, în memoria celui care a fost nepotul lui, Emanuel. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Ia-i greabă ce fă, mă-ncetri. Emanuel să pot vorbi, mă. Doamne, să ia pânza mea pe braț, mă. Să-i spun că mi-au făcut mare în casă, mi-au făcut mare în casă. Mi-o făcut mare în casă. Nepotul meu drag și scump, dar cum s-ar ce e în mormânt, bă.
și scumpă, dar cum zace în pământ toată viața, am să-l plâng. Bunului meu prieten Mircea de la Osorhei și a familiei lui, pentru cel care a fost nepotul lui, pentru Emanuela. Dumnezeu să vă odihnească și să-i fie țărâna ușoară, sincere condoleanțe
și din partea mea Lucian Berdea, Guță de la Oradea, și orchestrele mele, Mișu de la Dumnezeu și Dănuțu Berdea, cu care am încercat să cântăm și noi așa cum a fost rugămintea lui Mircea nostru în amintirea scumpului său nepot Emanuel. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Amin.